ziua, dragilei! Astăzi vom analiza unul dintre evenimentele care au marcat începutul procesului de renaștere națională în spațiul românesc, și anume răscoala de la 1821, condusă de Tudor Vladimirescu. Răscoala a avut cauze naționale, economice și sociale și, deși a fost înfrântă, a adus în atenția marilor puteri europene situația din Principate, determinând Imperiul Otoman să pună în capăt domniilor fanariote. În cadrul lecției de astăzi vom forma 4 unități de competență și ne vom referi la aplicarea termenilor în compararea evenimentelor și proceselor istorice, descrierea principalelor evenimente din cadrul răscoalei lui Tudor Vladimirescu, analiza surselor scrise sau vizuale cu referire la răscoala lui Tudor Vladimirescu și descrierea cauzelor, evenimentelor și proceselor istorice. Pentru început, vă propun să analizăm contextul general al răscoalei de la 1821. Astfel, la începutul secolului al XIX-lea, în Principate s-au extins ideile revoluționare ale popoarelor aflate sub dominație străină, marcate în special de activizarea luptei pentru libertate și progres. Punctul culminant al acestei mișcări a fost răscoala de la 1821 sub conducerea lui Tudor Vladimirescu, care s-a finalizat cu eliminarea domniilor fanariote instaurate în anul 1711 în Moldova și anul 1716 în Țara Românească și restabilirea domniilor pământene. La sfârșitul secolului al XVIII-lea și începutul secolului XIX, în Principate și pe arena internațională au loc un șir de evenimente care evidențiază criza regimului fanariot. Aceste aspecte se referă la declinul Imperiului Otoman, în special cel social-economic, care a determinat o exploatare tot mai mare a țărilor dependente. Această situație poate stăm inclusiv în Principate, prin următoarele elemente. Fiscalitatea excesivă și instabilitatea politică, criza de autoritate a sultanului și a regimului fanariot, caracterizată prin ample manifestări de revoltă, războaiele ruso-austro-turce, care s-au manifestat mai tare după războiul de la 1768-1774, finalizat cu pacea de la Cuciucă-Inargi, și nu în ultimul rând este vorba de creșterea rolului Imperiului Rus în Europa de Sud-Est. Toate acestea au accentuat tot mai mult intenția principatelor de a ieși de sub suzeranitatea otomană. Criza regimului fanariot a determinat schimbări sociale, economice și politice care explică participarea vastă a populației la evenimentele din anul 1821. Acestea se referă la factorii interni, cum ar fi degradarea instituțiilor statului, creșterea opoziției din partea boierimii pământene, care alcătuia Partida Națională, lipsa reformelor, în special în agricultură, care au dus la împovărarea fiscală a țăranilor, și nu în ultimul rând este vorba de creșterea nemulțumirilor din partea negustorilor și orășenilor. Factorii externi se referă la ecourile Revoluției franceze, declanșarea mișcărilor revoluționare, începând cu anul 1815, în întreaga peninsulă balcanică, și răscoala sârbilor din anul 1804-1816, în urma căruia a avut loc și lupta pentru eliberare națională din Grecia, condusă de Eteria. Un rol important în cadrul răscoalei de la 1821, condusă de Tudor Vladimirescu, l-a avut Eteria. Ea reprezenta o organizație secretă, creată în anul 1814 și condusă de Alexandru Ipsilanti. Din anul 1820 a avut un rol crucial în războiul de independență al Greciei. Mișcarea avea drept scop lupta anti-otomană și eliberarea creștinilor de dominație otomană. Mișcarea s-a extins din Imperiul Rus în Principate, pe care Ipsilanti intenționa să le ocupe, ca mai apoi să treacă în Grecia. Românii din Principate vedeau însă în eteriști aceiași fanarioți și n-au aderat la această mișcare, declanșând o mișcare revoluționară proprie. Un rol important în mersul răscoalei de la 1821 l-a avut Tudor Vladimirescu. Acesta era un mic boier care a ocupat mai multe posturi administrative. A fost participant la războiul ruso-turc din anul 1806-1812 de partea Rusiei, iar în anul 1813 este numit capitan de panduri. Vladimirescu a fost un organizator bun de oaste revoluționară și cu o convingere remarcabilă care a adus de partea sa mii de adepți, participanți activi în cadrul evenimentelor revoluționare.
Mișcarea inițiată de Tudor Vladimirescu a avut o importanță deosebită pentru viața social-politică din cele două principate. Din păcate, în urma unor intrigi, Vladimirescu este învinuit de trădare și este asasinat. Pe fundalul stării de tensiune, instituit după moartea lui Alexandru Șuțu, la București s-a format un comitet de oblăduire care l-a desemnat pe Tudor Vladimirescu să conducă pandurii, încredințându-i să înceapă și luptă împotriva fanarioților. În ianuarie, Vladimirescu părăsește orașul București, îndreptându-se spre Oltenia, unde lansează proclamația de la Padeș. În scurt timp, mii de oameni s-au alăturat mișcării și au început luptele. A fost ocupat orașul Craiova, iar pentru o perioadă s-au stabilit la Țânțăreni. În februarie, Ipsilanti trece Prutul și vine la Iași. În același timp, Imperiul Rus se declară împotriva mișcării în baza principiilor semnate anterior în cadrul Sfintei Alianțe. La 4 martie, Tudor ocupă Slatina, iar la 21 intră în București. 9 zile mai târziu, Tudor și Ipsilanti își împart teritoriul țării. Ipsilanti retrăgându-se la Târgoviște la 3 aprilie, iar Tudor se îndreaptă spre Oltenia. Fiind acuzat de trădare, Tudor este arestat de teriști, iar la 27 mai este executat. Nefiind susținuți de ruci, eteriștii sunt zdrobiți de trupele otomane în bătălie de la Drăgășani, iar în luna următoare, resturile armate sunt învinse în Moldova. Proclamația de la Padeș reprezintă un document programatic al mișcării conduse de Tudor Vladimirescu, adresat populației din țara românească și care cuprinde o serie de revendicări. După cum puteți observa și din document, ele se referă la împărțirea pământurilor boierilor și mănăstirilor către țărănime, desfințarea privilegiilor boierești, lichidarea dărilor, dreptate, egalitate și libertate pentru toți locuitorii. Un alt document revoluționar se referă la cererile norodului românesc, care este considerat de unii istorici ca o veritabilă Constituție. Documentul avea 48 de articole repartizate pe 5 domenii importante ale vieții. Fiscal, care prevedea reducerea vămilor externe, desfințarea unor dări, desfințarea vămilor interne, introducerea impozitului fix. Din punct de vedere administrativ, se referea la restabilirea domniilor pământiene, reducerea dregătoriilor și excluderea străinilor din viața statului. Din punct de vedere al justiției, documentul prevedea reducerea demnitarilor, desfințarea legiuirii, reducerea taxelor de judecată. Iar din punct de vedere militar, se referea la înființarea armatei permanente, formată din 40.000 de panduri și 200 arnăuți. Iar din punct de vedere bisericesc, ele se referă la eliminarea străinilor din funcțiile bisericești, repartizarea veniturilor mănăstirești pentru înființarea școlilor. În concluzie, Răscoala de la 1821 a avut o semnificație deosebită pentru principate. Deși înfrântă, mișcarea a pus capăt regimului fanariot din cele două principate și a reprezentat un imbold puternic pentru mișcarea de eliberare națională a românilor din cele două țări, inclusiv și pentru românii din teritoriile înstrăinate. Un alt aspect la fel de important al răscoalii se referă la restabilirea domniilor pământiene și excluderea grecilor din funcțiile civile și ecleziastice. Aceste acțiuni au dus la stabilizarea situației politice și financiare a principatelor, fapt ce a declanșat începutul procesului de modernizare în cele două principate. Aici finalizăm lecția noastră, eu vă aștept data viitoare.